Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, dragii mei abonați, dragi columbofili. Astăzi vreau să fac un vlog special pentru voi, pentru că am adus un porumbel, vreau să vă spun că am adus un porumbel de top, un porumbel de maraton. L-am adus ieri, un porumbel care a zburat numai și numai maratoane și când vă spun că chiar a zburat, adică nu îmi bag joc sau nu vorbesc aiurea, el l-am adus, am fost să-l cumpăr de la omul la care l-am văzut eu că l-a pus de vânzare. Da, dragi prieteni, ne aflăm aici în compartimentul meu de matcă. Porumbeii sunt foarte, foarte, într-o stare foarte bună, puișor la grămadă. Le-am adus acum de la muncă niște frimituri de la de pâine. Pentru mulți care vă întrebați unde lucrez, lucrez la o brutărie aici la mine. Și la mașinăria de feliator se mai sfărâm așa, se mai sfărâmă coaja de la pâine și le aduc lor să mănânce, le place foarte mult și ajută foarte, foarte bine la creșterea puilor. Da, cred că știți asta, nu trebuie să vă mai spun. Bun, haideți să începem vlogul. Deci aici ne aflăm în compartimentul de matcă. Haideți să începem aici prezentările. La listă avem puișorii scoși, ia uitați acolo sunt ea, avem doi puișori. O, tatiu, ca să nu se fac nimic, gata. La roșu avem un pui. Cred că va ieși roșu. La femeluța asta de 2017 avem ouă. La perechea mea preferată, cum s-ar spune, avem ouă. Ia uitați și masculașul. Puișorii știți că i-am încercat. La perechea mea foarte bună și productivă și ia uitați. Avem doi puișori. Femeia de la omul la Pitești. Un pui ieri a plecat către prietenul meu Cornel, unul din pui de i-am încercat aia doi. O să cred că știți din vlogul care l-am postat. Până să încerc. Unul l-am dat lui pentru că își dorea foarte mult femeia asta și unul un pui i-am dat din cuplul ăsta de aici, care aveam eu doi pui aici, știți? Nu știu dacă vă uitați la vloguri, cred că știți despre care vorbesc, că aveam eu doi pui din perechea asta. Avem doi pui aici și unul s-a dus către el pentru că își dorea din perechea aceasta. Deci un pui l-am dat acolo și unul din ăștia. Da, dragi prieteni, aici la polonez așteptăm să scoată femeluța puișorii. Haideți să vedem dacă tot am făcut vlogul ăsta, să vedem dacă a scos asta de 2014. Ia uitați-o șepouțe, ia să vedem, s-ar putea să scoată, ia, na, deocamdată cred că o să mai țină, nu știu maxim câte zile. Perechea de voltat să aleargă foarte, foarte mult pe cuib, nu știu în ce box o să-și facă, o să-și aleagă cu boxa ca să-și facă și ouă. Muțata asta încă nu s-a împerecheat cu zburătorul meu care am avut aici închiși și așa am decis să o las stea aici la matcă. Deocamdată nu știu că sunt în dubii așa, adică eu am zis că e femeluță, dar cam bate către mascul, nu știu. Da. Și aici în spatele meu avem puișori închiși, nu le-am dat drumul. Pentru că tocmai ce am ieșit de la muncă și am să fac vlogul ăsta pentru voi, vreau să vă arăt porumbelul ce l-am adus ieri, un porumbel foarte mare, foarte masiv, o să vi-l arăt, o să vi-l prezint chiar acum, o să vi-l prezint și la mână. Da, deci puișorii sunt, cum vedeți, sunt închiși, așteaptă și masa de cât e ceasul acum, e aproape 9. De dimineață, așa cum s-ar spune. Da, sunt frămâși, dar întâi le dau drum afară și după o să-i
O să le pun să mănânce. Da. Haideți că pun pe pauză și revin cu masculul pe care l-am adus. V-am spus și vă mai repet, e un mascul foarte, foarte bun. Am văzut clasări, am văzut foile ce a clasat și ce a făcut și numai și numai la maratonă l-a zburat omul acela. E un porumbel foarte bun și o să mulțumim de el. Haideți că pun pe pauză și revin când îl bat pe boxă să vi-l prezint. Da, dragi prieteni, am revenit. Stați că e puțin că am agitat masculul. Stați așa să se liniștească puțin. Haide. Omul, băiat, ușor. Stai să-l bag în altă box aici. Uite, e ceva asta. Ia uitați-l. Deci este vorba despre masculul acesta. Oh. Un mascul de 2022, UCP. Vedeți că mi l-a dat cu tot cu chip. Nu e bracuna sau ceva de genul, să nu cumva să văd acum în comentarii mesaje și... Stai, să te vadă abonații. Stai, mă, prostule. E un porumbel foarte mare, foarte masiv. Stai, mă, prostule. O, mă, băiat, ușor. E blând, nu e așa sperios, dar nu știu ce l-a apucat pe el acum. O, mă. Stai, mă. Stați așa să văd cum pot să-l prind, că nu știu ce naiba tot are de nu stă pe box. Ia uitați-l. Un mascul foarte, foarte, și a zburat numai și numai maratoane. Mi-a arătat clasamente, mi-a arătat ce a făcut. A venit foarte bine. Stați că îl mut în boxă ca să se liniștească. O, băiatul. Un mascul foarte mare, foarte masiv. Mușculos. Deci dacă... Nu știu cum să mă exprim acum, în mare parte, dar e un mascul foarte, foarte frumos și foarte, foarte mare. Și am dat ceva pe el, pentru că, na, fiind de maraton, vă dați seama că ăștia de maraton chiar există și costă foarte, foarte mult. Are o pană foarte, foarte mare. Deci, porumbelul ăsta, ca să înțelegeți voi mai pe scurt, proprietarul a plecat din țară, este plecat din afară, din țară, plecat în afară și am văzut că a scos niște păsări la... Ia uitați. Dacă vreți o să fac și un vlog așa cu el la mână. Stai, bă. Ce ai, mă, prostule, stai cu minte, hai. Stai așa, stați un pic să... Hai. Să se liniștească, că încă nu... Stai, mă. Ia uitați-l. Ușor. Oh, cum te zis, nu s-a nimic. Nu s-a nimic, ca mă, nebunule. Oh. Da, dragi prieteni, cam asta despre asta este vorba. Bun, haideți să-l lăsăm să... Ia uitați-l. Foarte frumos. Deci un mascul mare, foarte masiv. Mascul foarte, foarte. Ia uitați-l. Și frate, că zici că e standard. Ia uitați-l. Da, dragi prieteni, și vreau să vă cer sfatul și vouă. Să-mi scrieți acum în comentarii cu ce femeile, din toate femeile mele acum, vreau să vă cer un sfat. Și vreau să-mi scrieți toți în comentarii. Fiți atenți. Eu o să iau fiecare femeie în parte. O să vă prezint, o să vă spun de ce an este și voi să-mi scrieți în comentarii la anul cu ce femeie vreți să-l fac și cu ce femeie s-ar potrivi. Fiți atenți. Deci, haideți că pun pe pauză și revenim cu prima femeluță, da? Deci, a revenit cu prima femeluță. E o femeluță de 2017. Neagră, listă, n-aripi. Eu vreau să-mi scrieți în comentarii culoarea și anul. Ce credeți voi la anul că ar merge făcut acest mascul care l-am adus eu? Deci asta este prima femeluță. Voi vă faceți așa o părere și îmi scrieți în comentarii anul și culoarea. Și care femeie strânge cele mai multe voturi, cu aia o să fie făcut la anul pereche. Bun, revenim cu a doua. Am revenit și cu a doua femeluță, o femeie solzată, 2017. UCP.
Deci voi trebuie să scrieți în comentarii culoarea și anul. Sau prima, a doua, dar să scrieți anul. Și care va strânge mai multe voturi, aia o să fie la anul pereche cu el. Revenim cu a treia. Femeie listă. Fata, stați așa că o bag aici pe pui. Femeie listă 2017. Voi scrieți culoarea și anul în comentarii, cu care credeți că ar fi bine să o fac la anul cu la perechi, să-l bag pe el. Femelă 2014, solzată, a patra. Așa, voi scrieți anul și culoarea anul în comentarii și care va strânge mai multe voturi, cu aia o să-l fac la anul. Vreau și o părere a abonaților mei de pe acest canal care mă urmăresc. O, fata, o, ușor. Ia, uitați-o. Așa, revenim. Am revenit cu următoarea. Femelă Bulgaria 2016. Vreau să vă faceți fiecare abonat cât o părere și să-mi scrieți în comentarii cu care va merge făcut la anul mascul acesta de maraton. Femelă 2015 UCP, femeia mea care am dat pe a 3 milioane. N-am mai luat-o după pui, am zis că dacă tot e pe cuib, s-o filmez aici. Eu vă prezint acum doar femeile și voi vreau să scrieți în comentarii și o părere despre care ar merge făcut acest mascul care l-am adus eu de maraton cu el la anul pereche. Femelă UCP 2016. Bun. Femelă 2016 FCI. Și vreau să vă prezint și moțata. Nu știu dacă e femeie sau mascul, dar voi scrieți acolo în comentarii, că nu se știe, deocamdată încă nu i-am dat de cap ce este. Dacă va fi femeie, eu cred după mine că e femeie. Voi ce puteți să ziceți? Eu consider că e femeie. Puneți-o și pe asta în comentarii, că dacă vreți voi și vă place, scrieți și despre ea dacă vă place. Dar deocamdată nu știu, nu pot să-mi dau seama dacă e femeie sau mascul. Da, dragi mei abonați și dragii mei urmăritori, v-am prezentat femeluțele care le dețin eu la matcă, toate. Vreau să-mi scrieți toți abonații care mă urmăriți de pe acest canal, Forum Baby John Vlogs, anul și culoarea femelei, ca să vedem așa sfatul vostru de columbofil, dar vreau să scrieți cei care știți despre ce vorbesc aici în vlogul acesta. Nu vreau să văd comentarii aiurea sau să-mi scrieți baliverne de ale voastre, că nu răspund. Deci știți asta destul de clar și de bine. Și vreau să răspund și la un comentariu la un abonat care îi mulțumesc că mi-a scris, dar o parte așa mi-a scris că trebuie să le fac curat. Da, stai liniștit că n-am uitat să le fac curat. Deocamdată nu prea am timp pentru că sunt foarte ocupat cu munca și din cauza asta nu prea am eu timp să le fac curat, dar mizeria așa nu prea văd eu că ar fi la ei. Așa. Deci da, se vede puțină mizerie, dar nu e nimic, adică nu cauzează porumbeilor. Deci rugămintea mea asta ar fi să faceți, dacă chiar știți. Ia uitați ce se bate asta care l-am adus. Ia uitați, mamă, deci e un mascul foarte, foarte frumos. Și dacă vreți să fac videoclipuri, să vi prezint la mână femelele,
sau masculi, scrieți-mă în comentarii și o să vă fac. Fac, de exemplu, un videoclip în care să vă prezint toate femeile la mână. După să fac unul cu masculii, vă prezint masculii, penajul, tot. Doar o scrieți în comentarii și o să vă fac o plac, dacă chiar vreți să fac asta pentru voi. Da, cam atât a fost aici la porumbei de matcă. Voltații, v-am spus, se cuibăresc, nu știu unde o să-și scoată prima serie de ouă sau de pui. Văd că masculul cam mult pe aici sus stă, sau mai intră și pe aici în boxa asta. Da, deci acum s-au coborât aici la pâine. Deci masculul ăsta, deci, foamă, fraților, iată-ți. S-a dat așa că pe boxă, nu l-ați putut vedea mai bine. Ia, stați așa. Ia, uitați-l așa mai bine. Deci scrieți-mi o părere așa despre el. Deci un mascul foarte, foarte bun. O să fac și un vlog în care o să vi-l prezint. Foarte masiv, e un mascul mare. Mușchiulos, un ochi foarte superb. Ia uitați-l. Nu e așa sperios. Are chip de top pigeon, pentru că proprietarul nu are benzinguri sau ceva de genul. Oh, uitați-l. Mamă, deci e cel mai mare mascul și masiv față de masculii mei. Deci n-am avut așa pasăre frumoasă și sănătoasă. Deci aștept părerea voastră în comentarii acolo, să-mi scrieți despre el și cu ce femele se va potrivi în 2024. Femeia care va strânge cele mai multe voturi o să fie împerecheat cu masculul ăsta. Dacă nu, vedem. Rămâne de văzut asta. Da. Haideți să vară și puișorii. Puișorii, v-am spus, au tocmai ce așteaptă și masa. Deci fratele ăsta, după așezătoare, i le-am dat lui Nea Cornel și fratele ăluia de jos de acolo, din colț. Pentru că a vrut din perechile astea două să aibă și el și i-a băgat direct la matcă. O să le pun să mănânce după ce o să termin vlogul și o să le dau drumul tot după ce o să termin vlogul. Haideți să revenim mai departe. Am revenit și aici la căprițe. După ce o să termin vlogul, după ce o să-l închid, trebuie să vin să le mulgă, că încă nu sunt mulțe. Ieși separați aici toți, ia uitați. Stați așa să... Gata. S-a dat luminozitatea prea încet la telefon și nu prea vedeam ce filmez aici pentru voi și acum văd. Aici sunt ieși separați și caprele aici așteaptă să venim să le mulgă. Aici sunt pui de carne. Ia uitați. Bun, haideți să revenim la iepuri, dar nu de alta, haideți să revenim și la porci. Ia uitați cum dorm. Toți. Haideți și aici. Ia uitați. Ia uitați grujneii. Grujneii. La țâță, grămadă, toți. Aici sunt 4 și acolo 3. V-am mai spus asta. Haideți să revenim. Mă cam grăbesc pentru că v-am spus, am ieșit de la muncă și mi-e cam somn așa. Aici avem cucuruzii mei, uitați-i.
Mi-am pus aici niște fân de ăsta uscat să-și adune. Cred că sunt mai multe femele decât masculi aici. Știu că asta și cu asta e femeia, e perechea bătrână de o deține a colega mea. Așa. Și cred că restul puilor sunt femele, pentru că n-au început să cânte și nu cred că... Știu că doar asta e, știu că asta 100.000 e femelă. Și din toți ăștia doar la bătrân cântă taxul. Asta cred că va fi, e femelă. Bine, la ăștia nu prea se cunoaște sexul. Asta femelă, asta 100.000, știu că e femelă, că mi-a spus. Și puiul la galben ca taxul, la fel, cred că e femelă. Nu știu, rămâne de văzut. Nu știu dacă o să aduc frum mascul pentru femeluța asta, să rămâne de văzut. Vă țin la curent. Deci noi bătăm cu ei. Haideți să revenim și aici la iepurași și mii frumoși. Ia uitați. Bă, puturoșilor, treziți-vă că gata, e dimineață. Cât mai dormiți? Ia uitați. Nu, văd că nu v-ați dus la videoclipul în care am postat părință. Nu știu de ce. Ăștia care tot comentau că nu sunt fluture german sau că nu sunt de rasă bună. Nu văd că nu s-a... Acolo nu v-ați dus să comentați, dar când am postat prima dată cu ei, repede a sărit cu gura că nu sunt de rasă și că nu știu ce. În fine, eu v-am postat videoclipul cu părinții și dacă vă uitați până la final, sunt și ei postați acolo. Dar, nu. Asta am făcut-o ca să vă închid... Să vă înghid gura aia a voastră, că mulți judecați așa după cum vreți voi. Da, dragi prieteni, cam ăștia sunt iepurii. Stați puțin. Stați, dragi abonați, pentru că am popis pe pauză, fiindcă femeluța asta albă, albița a fost pe afară, nu știu cum naiba. Vă zi asta așa, deschisă. Și ieși. Cred că s-a dat cu eu, să nu cred că mai ține. O să-i mai bagi unul jos aici, să nu cumva să se mai întâmple, să mai iese, că poate na. Dacă apucă în gura cățelii, adio, o faceți așa praf. Da, cam ăsta a fost vlogul, dragi prieteni, pentru voi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați și să apăsați pe butonul de like și să aștept comentarii despre cu ce credeți voi că femeia ar merge acel mascul. Eu mascul de maraton, v-am spus, s-a zburat numai maratonii. Dacă mă credeți, mă credeți, că dacă nu, treaba voastră. Cu voi a fost Porumbei pe John Vlogs. Ne revedem data viitoare la următorul vlog. Salut!